Astăzi pământul și marea au împărțit lumii bucurie și lumea s-a umplut de veselie. Văzut-o teoapele Dumnezeule, văzut-o teoapele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul Dumnezeii, coborându-se trupești. Și intrând între însul Iordanul s-a întors înapoi, cum stăpâne sfințește apa aceasta cu Spiritul Tău cel Sfânt. Și acum stăpâne sfințește apa aceasta cu Spiritul Tău cel Sfânt. Se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea Lui, văzând pocorârea Lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se prefac în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu curgeri tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc. Sfântul iubitorile de oameni, vină acum cu pocorârea Sfântului Tău Duh care sfințește toate. Sfințește apa aceasta. Început de astăzi, până în data de 14 noiembrie, 14 ianuarie, să luați aghiazmă peste macul colte, nemâncată. Praznic fericit! Astăzi constă în sfințirea aghiazmei mari și minunea asta este căciunea și prospețimea ei peste an și an de zile. De aceea, recomandarea bisericii este ca această apă sfințită, aghiazma mare, care se sfințește doar o singură dată în an, acum la botezul, la botezul Mântuitorului Iisus Hristos, e recomandat ca creștinii până în data de 14 ianuarie, când este udovania praznicului, să ia aghiazmă pe nemâncat. Dacă ia și anafără, recomandat este ca prima dată să ia aghiazmă mare, iar după aceea anafără.